era. Într-o țară în care nu ne mai regăsim, în care parcă am uitat cine am fost și, mai grav, cine suntem, se ridică dintre noi români care nu uită, nu ignoră și nu vor să lase de izbeliște ce a fost bun odată. O fac pentru sufletul lor, din nostalgie, din patriotism și ca să lase o moștenire. După comunism s-a trecut cu buldozerul peste România, iar în graba distrugerii s-au pierdut și branduri autohtone mari și foarte populare. Câțiva întreprinzători au avut ideea de a reînvia trecutul, pariind pe nevoia românilor de identitate și au câștigat. E drept că de prin afara țării s-a mai trezit câte o mega companie care să conteste dreptul nostru la o marcă. Dar Buturuga Mare n-a reușit să răstoarne de tot carul mic. De mic ne plimbam foarte mult cu Pegasus. Mi-am dorit mult, cam în al treilea an de când îmi doream, eu mi-au cumpărat părinții bicicletă. Tot așteptam premiul întâi. Și apoi mi-am amintesc că eram așa mulți copii și mergeam în Parcul Circului, ne plimbam pe acolo. El este Andrei Botescu și în această după-amiază însorită de vară simte că a inventat mașina timpului. Pentru o clipă, e iar băiețelul cu genunchii zdreliți care în urmă cu 25 de ani zbura pe calul lui înaripat cu două roți. Cea mai mare aventură a fost când am fost până în Pantelimon să o caut pe o colegă de clasă din clasa 3-a și mi s-a părut așa o aventură foarte mare. Aventură, fericire și un sentiment nesfârșit de libertate. Peste ani, om mare fiind, Andrei a simțit nevoia să mai guste puțin din toate acele fericiri mici de pe vremea când umbla cu cheia de gât. Dar era deja anul 2012 și Pegasul dispăruse de mult, nereușind să țină pasul cu febra capitalistă. Fabrica de la Zărnești, județul Brașov, pe porțile căreia ieșeau anual peste 300.000 de biciclete, era acum o ruină. Mai mult, marca Pegas fusese lăsată de izbeliște. La fabrică am văzut că nu mai există linia de producție și că nu mai am intenție și am făcut un research pe internet și am văzut că brandul era expirat și l-am înscris eu. În tot acest proces de reînscriere a brandului, Andrei și-a confirmat ceea ce se zvonea deja, că în comunism, la umbra inocentelor biciclete, la Zărnești, se făcea de fapt armament. Era și un banc în epocă. Oricât ai încercat să repari un Pegas, el tot trage ca o mitralieră. Și apoi în capitalism, când fabrica de armament n-a mai avut nevoie de un paravan, bicicletele au dispărut încet încet, ucise de concurența străină și lipsa de interes față de un brand național. Ultimul Pegas fabricat la Zărnești a ieșit de pe bandă la începutul anilor 2000. Pentru Andrei însă, povestea pur și simplu nu se putea termina astfel. Așa că, la fel ca în basme, a dat calului năzdrăvan ceva jăratic și l-a transformat într-un brand modern, focos, tunat. Atelierele Pegas. Iar mai departe a început studiul cum să faci biciclete, cum să faci echipa. Am fost la târguri internaționale de biciclete, am început să vorbesc cu producători din afară. Ne-am dorit să fie cel mai popular model pe care l-a avut Pegas, cel cu șea lungă, dar reinterpretat, adică adus la o mărime de adulți, pentru că ne-am gândit noi că targetul nostru sunt adulții care au copilării cu Pegas și nu copiii din ziua de azi. Și ca ei să aibă o experiență ca și cum i-am duce înapoi în copilărie. Și uite așa, dintr-o dragoste mare și o nostalgie care nu voia să dispară, a revenit în forță Pegasul zilelor noastre. Cu același design de acum 40 de ani, dar cu o șa mai lungă, coarne mai impunătoare, culori trendy și un cal mai bine hrănit. Calul din sigla capitalistă e mai impozant decât calul din sigla comunistă, când pasămite jarul se dădea pe cartelă. Botescu a scos pe piață mai întâi 540 de biciclete, așa de test, apoi 1000, apoi 10.000 și se tot minuna. Piața cerea mai mult, mai mult. În 2017 a ajuns la aproape 20.000 de Pegasuri vândute și planul lui era să ajungă la 300.000 de biciclete pe an, exact câte se făceau la Zărnești în perioada de glorie a bicicletei. Și și-ar mai dori ceva, ca pe fiecare dintre ele să scrie tot ca atunci Made in Romania 100%. Pentru că momentan sunt făcute din piese produse în Taiwan, Cehia, Ungaria, Bulgaria sau Japonia. Dar asta știe bine, nu-i știrbește Pegasului nimic din mândria pe care i-o dă călărețului român.
Eu i-aș spune altfel, i-aș spune nevoia de identitate. La început am fost curios să consumăm toate brandurile internaționale, ok. La un moment dat simți că vrei și ceva al tău din țara ta și de aceea pe gaz ne avem și clienți tineri. Pentru că nu există foarte multe branduri îndrăgite românești. La doar 6 ani de la resuscitarea acestui brand pur sânge românesc, Pegasul e tot mai vizibil. De la începutul lunii mai, Bucureștiul a fost împânzit de aproape 1000 de biciclete ieșite de pe linia de asamblare deținută azi de Andrei Botescu. Le găsești peste tot, pe străduțe, la guri de metrou, în parcuri, singure și nesupravegheate. Pegas a lansat primul serviciu de bike sharing din România, un fel de taximetrie a bicicletelor. Adică le poți lua de pe unde le găsești abandonate de clientul precedent, te duci cu ele unde ai nevoie și le lași fix acolo, pentru ca un altul să se poată folosi de ele. Lucrurile se schimbă, noi suntem foarte atenți la trendurile mondiale. Deci tipul ăsta de sharing a început în China un an în urmă, a ajuns la 100 milioane de biciclete acum și practic el se extinde în toată Europa și America de Nord. Toate orașele se confruntă cu experiența asta unor biciclete apărute pur și simplu pe stradă. Doar că România nu e China. Încă. În prima săptămână în care aplicația a fost lansată și Pegasul La Liber a apărut pe străzi, Andrei a stat mai mult pe la poliție sau la telefon cu polițiștii, dând declarații și recuperând bicicletele pe care unii bucureșteni și le-au însușit pur și simplu pe principiul ce-am găsit, al meu să fie. E un mic război cu mentalitatea oamenilor. Noi încercăm să le spunem că nu e ok și că putem să avem și noi în București, ca în alte orașe civilizate, niște biciclete care să fie folosite doar de oameni care se înregistrează. De ce își bate capul cu civilizarea unui oraș sufocat de trafic de altfel? Fiindcă, pentru Andrei Botescu, bicicleta lui e mai mult decât o afacere. E nevoia de a reînvia un pic inocența acelei lumi pierdute, în care era de ajuns să te sui pe un Pegas ca să fii fericit toată ziua. Dacă, în general, lumea este foarte încordată cu Pegasul, pur și simplu nu mai început să zâmbească când te duci oriunde. Eu n-am întâlnit oameni să-mi zică ieși afară cu Pegasul tău. Reușește deci ceea ce alții ar fi jurat probabil că nu o să se întâmple. A recreat o lume. 90% din oamenii care intră în magazin încep și spun o poveste despre cum au avut ei în copilărie cu Pegasul și ce făceau cu ea sau că n-au avut, că nu le-au luat părinții sau că se plimbau cu cea a prietenilor, că mergeau doi pe șa și chiar dacă vremele erau grele, tot mai frumos era în copilărie. Și odată cu asta a vindecat puțin din traumele acelor ani și din prejudecățile prezentului. Trecutul, parcă spune Pegasul lui în timp ce aleargă pe calea victoriei, n-a fost doar rău sau doar bun. A fost. Și atunci viața mergea înainte și atunci exista și copilărie și bucurie și talent și lucruri cu care putem să ne mândrim. Iar când vindecarea va fi totală, vom reuși să spunem mai multe despre noi ca nație. Când eram în Suedia, ne întrebam la domnule, dar voi ce aveți acolo în țară? Și ziceam, Hagi, Nadia Comăneci, am atâta, ne opream. Și simțeam o frustrare și de asta zic, cred că așa o simte toată lumea, că toată lumea ar vrea să aibă ceva cu care să se poată mândri și față de cei din comunitate, dar și dacă se duce în afară. Fenomenul acesta al împăcării cu trecutul comunist prin reînvierea unor branduri emblematice acelei epoci nu este întâlnit doar în România. Se numește Ostalgie sau Nostalgia Estului și a apărut în Germania de Est la 2 decenii după căderea zidului Berlinului. Brusc, atunci când nimeni nu se mai aștepta, au reînceput să fie la modă emisiunile vechi văzute pe casete video, iar mașinile comunismului, cum ar fi micul Trabant, sunt astăzi cool. Specialiștii au văzut în asta semnul că oamenii încep să facă pace cu trecutul și cu bunele, dar și cu relele lui. Contează partea asta de nostalgie? Contează și acum contează mai mult ca înainte. Fără să știe exact că sunt partea unui curent, dar simțind nevoia românilor de a-și defini și celebra identitatea, un actor și un arhitect au decis să șteargă praful de pe un alt brand comunist. Aveau la dispoziție bani de la părinți și ceva economii și erau gata să se pună pe treabă, doar că le lipsea ideea. Care să fie brandul acela care ar merita resuscitat acum? Să fie scaune? Să fie bijuterii? Să fie o marcă de îmbrăcăminte de dinainte de 89? Voiau ceva... ceva românesc cool din nou. Și într-o zi am zis, ceasuri? Mai face cineva în România ceasuri? Pe atunci am căutat, nu făcea nimeni, dar le-am găsit pe cele vechi. Știam că s-au făcut în România, că au fost Orex, nu știam de Optimef. Am fost plăcut surprins să aflăm că a existat un brand pe care Ceaușescu nu și l-ar mai dori după 2 ani. Și am zis, asta e, dacă el nu și l-a dorit, ce bun pentru noi.
OptimF a fost cel dintâi mecanism digital 100% românesc și a făcut mândri o mulțime de oameni care s-au putut lăuda că au la mână o fiță ca în Occident. Dar soarta i-a fost vitregă. Pentru acest ceas deschizător de drum, timpul a început să se oprească în 80, când liderul suprem a decis că e prea inovator și nu corespunde noului tovarăș de tip multilateral dezvoltat. El s-a lansat prin 78, dacă nu mă înșel, și mie mi se părea destul de îndrăsneț. Era colorat, toată reclama lor, totul era destul de contemporan și se folosea de o estetică foarte apropiată nouă. Toate reclamele pe care le-am găsit despre OptimF, textele, mi-aduc aminte că era ceva modern, precis, fiabil, OptimF. Și brandul Orex le făcuse cu ochiul. Fusese mai longeviv și mai popular, dar au aflat cu stupoare că România pierduse dreptul de a mai folosi vreodată numele acelei mărci celebre în comunism. Micuțul Orex îi căzuse în disgrație marelui Rolex. Gigantul elvețian a dat în judecată compania românească pe motiv că numele celor două branduri sunt prea asemănătoare și riscă lumea să cumpere Orex în loc de Rolex. Sună glumă proastă, dar nu e. Și mai proastă e însă poanta. După ce două instanțe românești au respins cererea Rolex, înalta curte de la București a decis că, într-adevăr, brandul aproape uitat, Orex, afectează imaginea Rolex, creând confuzie în mintea consumatorilor. Și astfel l-a scos de pe piață pentru totdeauna. Așa că Andrei și Bogdan și-au concentrat forțele pe obținerea mărcii OptimF, care dispăruse de tot de pe piață în 90, când fabrica de mecanică fină care producea acel ceas n-a reînnoit patentul. Am înregistrat cererea, s-a publicat în Monitor oficial și am așteptat 6 luni de zile să conteste cineva această cerere. De asta n-am vorbit cu nimeni, pentru că oricine poate să conteste cererea ta. Au avut noroc. În 2015 au reușit să înscrie marca pe numele lor și au repornit mecanismul unui brand național care înghețase în timp și în memoria românilor. Îmi place grafica din perioada comunistă. Am și mai multe cărți pe tema asta. Îmi plăceau culorile folosite. Culorile astea le-am regăsit și în designul ceasului. Se foloseau culorile primare foarte mult. Și primul model desenat a fost cel negru, care are și roșu, auriu și albastru. Este în culori primare până la urmă. Au păstrat culorile și au schimbat designul, așa cum este bine unui ceas de secol 21. Și l-au botezat Fără 10, cool și simpatic foc. Fiecare produs trebuie să aibă un skepsis, trebuie să aibă ceva care să te ajute în a povesti, în a vorbi despre el, în a marketa, în a-l vinde până la urmă. Așa am ajuns la Fără 10, plecând pur și simplu de la felul în care românii se raportează la timp. Eu mi-aduc aminte de când eram mic, întrebam cât e ceas, tot timpul ți răspundea Fără 10. Cât Fără 10? Sau Fără un sfert? Cât Fără un sfert? Și atunci așa a venit ideea din spatele Fără 10. Și în 2016, de Crăciun, a început să curgă din nou timpul pentru ceasurile OptimF. Sloganul principal era niște cool românesc din nou sau primul ceas românesc din nou. Am și ales să relansăm brandul OptimF pentru că a fost primul lansat. Mi se părea cumva natural să fie și primul relansat dintre cele trei care au existat. Cel mai emoționant mesaj primit la relansare a venit chiar de la cei care, cu entuziasmul tinereții, muciseră în comunism la designul ceasului OptimF, specialiști în creație de la fabrica de mecanică fină. Ne-au scris felicitări, ne bucurăm foarte mult, să știți, țineți-o tot așa, pentru noi înseamnă foarte mult. Ei chiar l-au făcut din tot sufletul și asta s-a văzut și cumva cred că în partea asta oamenii sunt cei mai receptivi, că n-au fost mai lucruri negative în România. Într-adevăr, evenimente de mult apuse par să-și dovedească peste ani utilitatea. Până și mult când tata prietenie româno-chineză le-a fost de mare ajutor lui Andrei și Bogdan. Au găsit tocmai în Hong Kong fabrica potrivită pentru asamblarea noului OptimF, la standardul de calitate cerut de cei doi antreprenori. Noi suntem foarte respectați în China. Mecanismul e unul existent, Miyota, el vine din Japonia și se asamblează acolo. Oriunde spuneam România, erau, știu, îi învață la școală. Germania e capul, America e ce-și doresc ei să fie și România e cumva fratele. Așa se raportează la România. Nu știu că au înțeles foarte bine. Noi între timp nu mai suntem comuniști, ne-am puțin. Știu de ce Ceaușescu respectă foarte mult. Sigur că ușor nu le este. Andrei și Bogdan s-ar fi putut lipsi de toate problemele pe care le mai întâmpină cu livrarea mărfii, cu plata la timp, cu alergătura după acte și alte neajunsuri tradiționale din viața micului întreprinzător român. Ar fi putut sta liniștiți în meseria lor și să facă bani din altceva, dar nu asta au vrut. Ei și-au dorit mult să recupereze ceva din trecut, ceva ce au creat înaintea lor alte generații la fel de talentate.
Până la urmă, tinerii sunt tineri și cool, indiferent de regimul politic în care trăiesc. Trebuie doar să-i faci să recunoască și să iubească valoarea. Iar noul Optim F pare să reușească exact asta. Ceasurile de inspirație comunistă au ajuns să fie căutate în țară și lăudate de specialiștii celei mai importante reviste de design din lume. Nu numai că l-au luat în shop-ul lor, au transformat pentru săptămâna în care s-a lansat, tot site-ul de zin era în română. Bannerele de pe site-ul lor era cât e ceasul, cu diacritice, adică oamenii au fost atât de receptivi. Noi am zis, da, asta deja ne depășește pe noi, vorbește despre România. Acum au intrat și în concept store-uri, magazine care vând doar piese speciale. Oamenii își doresc să vină, să le vadă, să pună mâna pe ele. E ok, le văd online, le pot comanda online, dar încă preferă să le și vadă, să le atingă, să vadă cum li se potrivesc. Cât e ceasul acum? Asta nu e fixat, acum e fără 18 minute. Deci nu e fără 10? Nu, mai stăm 8 minute și să fie fără 10. Iar din toamnă, ceasurile Optim F, respinse de Ceaușescu pentru că nu se aliniau la gustul partidului și renăscute de doi tineri care nici nu se născuseră în acele vremuri, vor ajunge în două dintre cele mai faimoase magazine ale lumii, cel al Muzeului de Artă Modernă din New York și la omologul său din Tokyo. O nouă tradiție stă să se nască și un business nou să prindă aripi. Și mai sunt mulți care fac asta, chiar acum. Știu că luase taică două perechi de combier, una galbenă mică, una albastră mare, una pentru el, una pentru mine. Și cred că fratele meu avea pitic și am mers undeva lângă Mogoșa, eu sunt din Baia Mare deloc, și am mers pe un deal, așa, nu pe pârtie, în afara pârtiei, să încercăm schiurile noi. Și țin minte că s-a terminat cu un scandal, toată povestea, că am scăpat schiurile din picioare, ne-am lovit unul cu altul, cu fratele meu și... Da, asta cred că e prima amintire cu schiurile. Pentru Sebastian Big, ziua în care a învățat să schieze a fost una dintre cele mai frumoase din viața lui. În timpuri în care libertatea îți apărea doar în vis, pentru familia lui, aceasta a fost cea mai la îndemână formă de evadare într-o lume fără granițe, spectaculoasă. Din acea zi, își amintește ca într-un film albul nesfârșit al zăpezii, cerul albastru și schiurile în culori vii, ca niște bomboane pe care scria mare Reghin. Simbolul cutezanței și al performanței în sport era sloganul lor în revistele vremii. Mai târziu, când s-a făcut om mare la casa lui, s-a întrebat ce s-o fi întâmplat cu fabrica din Reghin și faimoasele schiuri românești și a început să se documenteze. Acolo se făceau schiuri din 1900, erau niște ateliere de tâmplărie particulare, ținând de saș. Cred că prin anii 30 deja se făcea cumva în mod organizat. Nu exista un brand, dar se făceau schiuri la nivel de producție de masă. După venirea comunismului, anii 50 s-a înființat întreprinderea de prelucrare a lemnului Reghin, unde din, cred că la sfârșitul anilor 50-60, se poate vorbi de brandul de schiuri Reghin. Presele au fost vândute la fier vechi. Bine, la ei s-a continuat pe direcția de instrumente muzicale, dar partea asta de sport a dispărut. Mai mult, marca în sine fusese lăsată de izbeliște și atunci, împreună cu un prieten, s-a decis să recupereze amintirile generației lui și să construiască altele noi pentru generația copilului lui și poate și pentru multe altele. Cumva e un soi de moștenire de asta care se lasă și o să crească și să fie întrebat, doamne, care a fost prima ta pereche de schiuri? Și zic că schiuri Reghin pe care le făcea taică-meu acum, nu știu, 30 de ani. Au înregistrat, deci, marca la OSIM și au sărit de la statutul de simpli pasionați de schi la cel de producători de schiuri. Inițial s-au gândit că saltul va fi modest. S-au înșelat. Noi cumva am ales un hobby în direcția asta, dar începe să devină destul de serioasă treaba. De un an, operațiunea Reghin se desfășoară într-o hală veche din Cluj, unde Sebastian și asociatul lui fac planuri și strategii de marketing pentru ca schiurile să redevină un brand de renume. Și trebuie să recunoașteți, parcă vă trec niște fiori și valuri de amintiri când vedeți așa frumos aliniate schiurile copilăriei. Noi am păstrat designurile vechi, cumva destul de neschimbate, ca să trezim nostalgia oamenilor. Ce schimbat e compoziția, materiale noi, geometrii noi. A fost așa un soi de șoc de asta, că ai văzut un schiu care arăta exact ca ăla din 1980, doar că e de astăzi. Sunt atât de hotărâți și de riguroși în ceea ce fac, încât au păstrat până și vechile modele de la Reghin, exact așa cum erau ele împărțite de foștii fabricanți, pe vârste și grade de complexitate.
Combier erau de începător, Rubinul de medii, avansat și Naționalul erau doar pentru cluburi sportive. Cumva numele modelelor se cunoșteau. Aici am făcut cumva o șmecherie cu numele vechi. Dacă vedeți că e un Z cu cel de 100, la cel de 110 am dublat Z-ul și cel de 120 ZZZ, cumva că e cel mai lat dintre ele. Asta e pentru cele mai mari zăpezi. Ăsta l-am vândut cel mai bine în sezonul ăsta. Un sezon care a fost, de fapt, primul lor test pe noua piață românească. Au produs doar 300 de perechi, vrând să vadă cum e primită marca. Ce s-a întâmplat, i-a luat prin surprindere. Atât de puternic a fost, se pare, acest brand în mentalul colectiv, încât schiurile uitate vreme de 3 decenii și-au făcut imediat pârtie pe o piață feroce, dominată de firme puternice și cu tradiție venite din afară. Toată lumea care schiază de la mediu avansat încolo știe de noi. Schiurile au fost încercate pentru că am făcut teste pe stațiuni destul de multe weekenduri. Asta a fost una din strategiile noastre de marketing. Înainte să le scoatem pe piață, le-am dus în stațiuni, oamenii le schiază. Până și salvamontiștii au fost seduși. Iarna trecută au patrulat prin stațiuni românești pe schiuri Reghin. Un model special salvamont care are o chestie deosebită pe spate. În momentul în care au acțiune și se opresc și vor să oprească schiatul pe o pârtie, le pun în cruce și avem genul ăsta de design. Cum s-ar spune, afacerea merge ca pe schiuri. O singură tristețe au Sebastian și asociatul lui, că încă nu pot produce cu materie românească și într-o fabrică românească. Nu mai există know-how, oameni, infrastructură, nimic. Ar trebui să o ia de la zero, așa că azi schiurile lor se fabrică peste hotare. Alegerea Cehia pentru că am vrut un raport calitate-preț bun, să ne apucăm noi să le fabricăm aici, adică ca să ajungem la prețul cu care le putem vinde pe ăsta, fiind însemnat investiții de 8-10 milioane de euro. Sunt mici variații de geometrie, cam acolo se experimentează. Dacă te uiți, vezi, uite, asta e mai ridicat în față și ridicat și la coadă. Sigur că sunt importante toate aceste detalii tehnice, siguranța pe pârtie, calitatea materialelor. Dar Sebastian știe bine că succesul nu a venit de la asta. Pe de o parte a fost nevoia oamenilor, valabilă pe orice meridian, de a retrăi mereu copilăria. Pe de altă parte, e acel confort mental inegalabil pe care ți-l dă doar contactul cu un produs, un miros, o tradiție, o amintire din țara ta. E tare fericit că a putut face asta pentru copilului, dar îl și doare sufletul că tatăl său, care l-a învățat să schieze, nu mai poate fi martor la aventura lui. E convins că ar fi fost foarte mândru de ideea fiului său și mai ales că a pus suflet într-un business autentic românesc. Normal că e important să duci mai departe, că na, faci o tradiție, contează lucrurile astea. Fă rai din ce ai, spune o vorbă înțeleaptă românească. O tot uităm, în goana nebună după mai mult, mai scump, mai bun. Acești oameni par să ne spună însă, stop, opriți-vă, gândiți-vă, amintiți-vă. Și poate că da, chiar a venit vremea să facem exact asta, să apreciem ce am avut și să ne mândrim cu brandurile noastre indiferent de epoca din care vin. Afacerile de succes născute din nostalgie ne arată cât de important e să avem ceva al nostru, care să vorbească despre cine suntem și ce ne place, așa cum nu o poate face nimic și nimeni altcineva. Și dacă nu suntem în stare să avem un brand de țară unic, poate ar fi timpul să adunăm la un loc brandurile românești trecute și prezente, în care noi toți am pus un pic de suflet.